Breaking news! Conform celor mai recente informații de pe front, armata rusă e atât de slab pregătită încât ar putea să ia bătaie și de la Ana Maria Prodan. Salut! Eu sunt Bob și aceasta este... O bătaie de joc, domnule! Vladimir Putin a decretat mobilizare parțială în Rusia. Mobilizare parțială e atunci când nu trebuie să te duci în armată dacă știi tu pe cineva. Câțiva bărbați ruși, mobilizați parțial de armată și imobilizați parțial de alcool, s-au bătut între ei. Fiind ruși, s-au bătut în retragere. Dar știți cum e, dacă tot e să iei bătaie, măcar să o iei de la ai tăi. Mulți dintre bărbații ruși mobilizați sunt într-o stare avansată de ebrietate. Pentru că așa faci când armata ta e praf. Te faci tu pulbere. Din cauza mobilizării parțiale, mai multe centre de recrutare din Rusia au fost atacate cu cocktailuri Molotov. Îți dai seama că situația e nașpa atunci când rușii preferă să arunce cocktailurile în loc să le bea. Adrian Cucu, care nu a făcut armata, dar e cel mai bătăios, ne poate spune mai multe. Bogdan, nu pot că mă uit la un serial cu dragoni. Ok, continuăm cu bătăi interne. Un bărbat care se ascundea de poliție ca să nu facă închisoare a fost prins după ce s-a dus acasă să-și bată nevasta. Asta înseamnă să pui familia pe primul loc. Ministrul Sănătății a încheiat un protocol cu Biserica Ortodoxă pentru asistență religioasă în spitale. Doar așa pot spitalele din România să ofere servicii mai de Doamne ajută. În ce constă această asistență religioasă din spitale, ne spune colegul Tibi, cel mai creștin ateu din Epic Show. Biserica Ortodoxă Română va oferi asistență spitalelor în mai multe feluri. În primul rând, asistenta șefă se va numi de acum asistentă stareță. Doctorii nu vor opera în zilele de post, că nu-i voie carne. Saloanele vor fi dezinfectate cu fund de tămâie, că așa scap și de bacterii și de draci. În loc de soluție salină, perfuziile vor avea apă sfințită. Iar un set complet de analize va trebui să includă și o spovedanie. Modificările sunt firești, Tiberiu. Românii oricum se roagă la Dumnezeu din clipa în care intră în spital. Dă, Doamne, să fie medicamente. Dă, Doamne, să prind pat, să nu ies mai bolnav decât am intrat. Să fie doctorul ieftin, dacă știi ce vreau să spun. Așa este, Bogdan. Dacă biserica e ca un spital pentru suflet, și spitalul poate să fie un fel de biserică pentru corp. Da. Rămânem aproape de cele sfinte. Preotul Visarion Alexa a fost plasat sub control judiciar 60 de zile după ce a fost acuzat că a agresat sexual o femeie la spovedanie. Pentru că femeia nu avea păcate, preotul s-a oferit să-i facă el câteva. Cu pula. Urât din partea femeii. Se numește taina spovedaniei tocmai pentru că n-ar trebui să spui ce se întâmplă acolo. Continuăm cu politica. Senatul României a adoptat un proiect legislativ prin care polițiștilor locali li se conferă puteri suplimentare. Din păcate, printre acestea nu a fost inclusă și puterea de a face 10 flotări. Klaus Iohannis a spus că România, ca parte a NATO, este pregătită pentru orice scenariu. Chiar și pentru scenariul filmului Mirciulică, în cinematografe, din 7 octombrie. Mai multe despre acest film ne spune Cucu, care joacă în el un rol semi-principal. Bogdan, mă uit la ce va vorbi mai târziu. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că programul Rabla pentru electrocasnici ar putea fi extins și la Rabla pentru becuri. Ne așteptăm cu înfrigurare programul Rabla pentru politicieni, ca să-i putem schimba pe ăștia cu unii care consumă mai puțin. Un oraș din Olanda este primul din lume care interzice reclamele la produse din carne. Unii localnici au aplaudat decizia, alții au considerat-o de porc. Dacă interzicerea reclamei la carne e un lucru bun sau nu, ne spune Dragoș, colegul care are săptămâni întregi în care nu pune gura pe carne. Sau pune, dar nu înghite. Bogdi, să interzici reclama la carne e foarte bine, dar e inutil. Carnea are deja cel mai bun marketing posibil, un marketing făcut chiar de vegetariani. Păi uitați-vă voi într-un meniu vegetarian. Ce vedeți acolo? Schnitzel de soia, chiftele de năut, hamburger de ciuperci, sfeclă și bulgur. Reclama la carne e chiar acolo în denumirele produselor și lucrează subliminal. Varianta vegetariană a lui chili con carne se numește chili sin carne.
Nu? Carnea e chiar acolo în titlu. N-ai cum să scapi de ea. Și Bogdan, carnea este precum COVID-ul. Dacă nu vorbești despre ea, nu înseamnă că a dispărut. De câte echipaje de poliție e nevoie să oprești un căruțaș? Răspunsul s-ar putea să vă surprindă. De 3. Așadar, dacă vreți să scăpați de poliție pe șosea, ajunge un cal putere. Manevrabilitatea face diferența. Stăteau polițiștii ăia, speriați că nu o să-l poată prinde și cum erau așa disperați cu morcovul în fund, o văzut calul morcovul, mă, și-o venit calul singur cu căruța la ei. Ăla noroc. Pentru prima dată în istorie, nanoboții au fost folosiți pentru a vindeca pneumonia la șoareci. S-a întâmplat în San Diego, California. Ceea ce înseamnă că, în viitor, pneumonia va putea fi vindecată și la șoareci din România. În 2023, Arabia Saudită va trimite în spațiu prima femeie astronaut. Împotriva voinței ei. Nu sunt foarte mândru de gluma asta. E prea ușor să faci umor misogin. Și oricum, femeile astronauți sunt mai bune decât bărbații astronauți. O să-i rog pe colegii mei să spună de ce, în spațiu, femeile sunt superioare bărbaților. Și dacă se poate, fără a fi misogini. Putem? Da. Principalul avantaj în spațiu, Bogdan, e că femeile au un corp mai mic. Asta înseamnă mai puține kilograme, la unele, pe care racheta trebuie să le ridice de la sol, știi că... Femeile ridică racheta ușor. Da. Asta înseamnă că mănâncă mai puțin, nu, Bogdan? Și consumă mai puțin oxigen. Deci pot rezista mai mult în timp cu aceleași resurse. Unde mai pui că în imponderabilitate nici nu pică pe jos când gătesc? Spațiul, Bogdan, este foarte limitat în spațiu. Deci cu cât ești mai mic, cu atât te învârți mai bine prin rachetă, prin stație... Am văzut eu la autobuz. Și oricum, nu? Dacă se rătăcesc, femeilor nu le este rușine să ceară indicații. Și rachetele nici nu trebuie parcate lateral. Deci, da, femeile sunt mai bune în spațiu. Spațiu bucătării. De ce mai bine că femeile merg în spațiu, că noi, bărbații, suntem la pământ? Ăștia doi nu se pot opri din glume tâmpite. Și Goku nici măcar n-a venit la filmări, că se uită la telenovele. Bogdan, toate serialele sunt telenovele, că sunt despre oameni. Și oamenii sunt, cum? Exact, patetici. Atât că unele sunt telenovele cu mafioți, altele sunt telenovele în spațiu, altele sunt telenovele despre satana. Ia, serialul ăsta la care mă uit acum e cu o familie în care oamenii se omoară între ei pentru avere. Stai! Astea-s de fapt știrile de la 5. Stai că a apărut un dragon! Deci nu știrile! Stai! Nu mai stau, Cucu, gata, nu mai stau că e gata emisiunea. Oricum, meniul de azi a inclus o armată în varză, misoginie crudă și pâinea noastră cea de toate zilele servită pe patul de spital. Am plecat. Eu am fost Bob și vă mai aștept la săptămâna trecută și săptămâna viitoare. Mă duc să mă tund între timp. Zi minunată tuturor!